Cei mai valoroși cățărători din țară se întâlnesc sâmbătă la Cluj în cadrul ultimei etape decisivă a Cupei României la bouldering copii și juniori. Peste 60 de tineri sportivi se vor întrece pe parcursul zilei pe pereții sălii de scaladă pentru a-și demonstra abilitățile. Bravo, mă! Bun! Bun, bun! Vezi că ești obosit? Da, te... Nu-ți pasă. Sportivii provin de la 10 cluburi din toată țara, însă copiii din Cluj și-au asigurat deja prezența pe podium prin rezultatele excelente din primele 3 etape. Avem și noi sportivi care se vor clasa pe podiumul celor 4 etape, pe podiumul general. Vreo 4 copii o să fie pe podiumul general de la noi de la sală. La ce categorii? La categoriile 7-9 ani și la 10-11 ani și la 12-13 ani. Cățărătorii au la dispoziție 5 încercări pentru a parcurge cât mai repede un traseu la prima vedere. Boulderingul este un sport asemănător escaladei, doar că se desfășoară la înălțimi mai mici, fără asigurare.